Din partea grupării Avanzi, un salut va transmite camaradul Marian Matei. Doamne ajută! O să fiu scurt. S-a vorbit de legile care ne îngrădesc dreptul la a vorbi liber despre memoria noastră. A vorbit domnul Pompiliu că ar trebui să avem răbdare unii cu alții. Dar trebuie să facem și ceva concret. Așa că vă invit liderii de organizații naționaliste ca noi să punem în practică, să făptuim, să vorbim mai puțin. Să organizăm un demers împotriva legilor total comuniste care ne îngrădesc libertatea de exprimare. Pentru că nu a existat parte, s-a murit pentru libertate. Și mama mea la sala Dallas era cât paci să fie omorâtă. Pentru ce și-a riscat viața? Ca să putem să vorbim liber. Legile alea sunt profund comuniste, profund dictatoriale. Așadar, închei, vă rog să trecem la fapte. Să facem demersurile legale ca legile alea abuzive să le înlăturăm. Ca noi să putem să vorbim liber de martirii noștri. Noi îi cinstim pe martirii noștri pentru că au făptuit. Ne dau exemple prin fapta lor, nu prin vorbă. Să vorbim mai puțin, să facem mai mult. Doamne ajută! Mulțumim, Marian.